E o campanie începută de PSD la nivel național, PSD pentru o Românie verde. Astăzi a venit rândul județului să facă această campanie. Noi am încercat să o obținem încă de sâmbătă, dar din păcate vremea nefavorabilă ne-a întrerupt acest lucru. Da, am plantat 2000 de puieți pe o jumătate de hectar, teren pus la dispoziție de primăria Slatina, iar puieții sunt puși la dispoziție de către RomSilva. Le mulțumim pe această cale atât primăriei Slatina cât și RomSilva pentru ajutor. O să încercăm să avem grijă de acești puieți și probabil la anul poate vom veni să vedem exact cum arată. O campanie amplă, încercăm după toată această perioadă de despădurire în România, încercăm să fim proactivi, să fim alături de mediu și să, de ce nu, să creăm o zonă în care ulterior să putem să venim să ne relaxăm.